De noroc că nu este un adversar pe lângă. Atenție, Özil cu capul, Giroud, gol! Este! 1-0 Arsenal! 1-0 Arsenal! Minutul 37, se pare că s-a accidentat, nu? Dar nu l-a șut, cred că înainte. Acum, mingea asta i-a venit prea pe tavă ca să nu uite de accidentare. Marchează din nou Giroud. Iată, e al 9-lea meci consecutiv în care începe ca titular și înscrie. Poate avem faza pe de-a întregul. Sunt și greșeli în defensiva lui Swansea, nepermise. Nu întâmplător l-a văzut pe Paul Clement ceva mai devreme. Să vedem ce s-a întâmplat cu Giroud. Era singur acolo, la centrarea lui Sanchez, dar ce bine a mers faza asta. Uite, aici s-a lovit, aici a căzut în genunchi. Se ridică totuși. Nu știu dacă este genunchiul sau vom vedea. Aici? Uite ce marcaj aici. Özil e singur. Și apoi are noroc, da? Știi unde să stea. Uite-te din nou, ce atitudine are Giroud. Se lovește și fuge ca să scape din offside. Dar Özil are o lovitură de cap senzațională. A închis ochii, a dat cu nasul. A marcat vreo două goluri.